discutăm despre dezafectarea mijloacelor de publicitate amplasate nelegal pe domeniul public și privat al municipiului Suceava. În primul rând ne referim la stâlpi. Rețeaua de iluminat stradală e destul de aglomerată și sufocată de aceste mijloace de publicitate. Urmează și celelalte mijloace de publicitate neautorizate să fie desființate. Aceasta va fi o activitate permanentă. Colegii de la Disciplina Construcții vor verifica în teren și vor însoți pe cei care dezafectează aceste mijloace. Noua administrație locală a Sucevei a constatat că nu există un cadru legal în baza căruia astfel de panouri publicitare să fie amplasate pe stâlpii din municipiul Suceava. Atâta timp cât la nivelul municipiului Suceava încă nu este elaborat și aprobat prin hotărârea Consiliului Local un regulament de publicitate aferent legii 185 din 2013, aceste mijloace de publicitate nu pot fi amplasate. Adică, practic, tot ceea ce vedem pe stâlpi este ilegal, da? Sigur, nu este reglementat, nu pot fi amplasate. Se lucrează în aceste zile la o formă finală a regulamentului, după ce acesta va fi în dezbatere publică și pe calea aceasta invităm toți cetățenii și specialiști și nespecialiști, toți care au opinie, să se pronunțe cu privire la acest regulament de publicitate. După ce va fi aprobat, se vor putea aviza tot felul de mijloace de publicitate în conformitate cu regulamentul. Așadar, pentru finalizarea noului regulament, cetățenii cu inițiativă civică sunt invitați să participe la procedura de consultare publică. Încercăm, de fapt, să creăm un moment T0 în care să eliberăm tot orașul de această publicitate, uneori agresivă, alteori mai domoală, dar ca regulă neautorizată. După aceea se va aproba regulamentul și va fi o nouă etapă în care vor fi avizate. Până când noul regulament de publicitate va fi aprobat, municipiul Suceava va trebui să fie debarasat de panourile publicitare de pe stâlpi.